Dumnezeu să vă binecuvânteze că ați ales în această dimineață să fiți în casa Lui. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați avut oferte de a merge la servici, așa cum am avut și eu, dar am găsit lucruri mai importante decât banii. Să stăm în casa Domnului și să-i mulțumim pentru zilele în care am putut lucra, să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a dat și totodată să-i cerem putere pentru următoarele 6 zile lucrătoare, da? Domnul să binecuvânteze. Aș vrea să citesc din Fapte. Din Fapte, capitolul 2, vreau să citesc un singur verset. Versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. În această dimineață nu suntem numeric foarte mulți, dar suntem în prezența lui Dumnezeu, ceea ce Amin. E foarte important. Și ceea ce e foarte important este că și El, Dumnezeu, a venit în locul acesta să se întâlnească cu doi sau trei. Cu atât mai mult, cu cât suntem mai mulți. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru aceasta. Ceea ce am citit în acest verset este faptul că ni se spune foarte clar, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ce vreau să scot în evidență este că de multe ori noi încercăm să facem partea lui Dumnezeu și ne străduim cu forțele noastre să facem ceea ce nu este lucrarea noastră. Și ne întrebăm oare de ce nu avem succes. Aș vrea în această dimineață să înțelegem că Dumnezeu are partea Lui și noi avem partea noastră. Așa cum un mecanic nu poate să pună o mașină în funcțiune dacă îi pune motorul, să zicem, pe bancheta din spate și roțile în portbagaj. Nu poate să funcționeze. Fiecare trebuie pus la locul lui. Așa și noi suntem chemați să stăm în rugăciune, să facem partea noastră și să lăsăm ca Duhul Său cel Sfânt să facă partea Lui. Vreau să vă citesc un alt verset tot din Fapte, capitolul 9, versetul 31, în care spunem Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Binecuvântat să fie Domnul care face lucrarea Lui. De asemenea, nu putem să ne așteptăm ca noi să facem ceea ce ar trebui să facă Duhul Sfânt și să avem aceleași rezultate. Pentru că suntem fiecare concepuți și creați și abilitați într-un anumit domeniu. De aceea ar trebui să învățăm acest lucru. Vreau să vă spun în această dimineață, suntem chemați să stăm mai mult în rugăciune. Dacă sunt băncile goale, dacă în stânga sau în dreapta noastră nu avem pe nimeni, e de multe ori datorită nouă, pentru că ne-am rugat mai puțin. Nu e neapărat obligația noastră să trăgem de mânecă pe cineva. Mai degrabă trebuie să-i spunem, da, e adevărat, dar să ne rugăm mai mult. Și Duhul Său cel Sfânt este cel care înmulțește biserica, Domnul este cel care adaugă oameni la cei mântuiți. Domnul este cel care face lucrarea aceasta. Tit, capitolul 3, versetul 5, ne spune că Dumnezeu este cel care înnoiește, face această lucrare de înnoire a bisericii. Aveți afișat acest verset? Iată că e o altă lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu. El înnoiește, El vindecă, El dă eliberare. El ne face să mergem un pas înainte. De aceea merită să lăudăm pe El. Și ultimul verset pe care vreau să-l citiți va fi afișat, 1 Petru 1, capitolul 2, sfințirea pe care o dă Duhul Său cel Sfânt. Haideți în această dimineață să ne rugăm, Doamne, învață-ne unde ne e locul, învață-ne să stăm mai mult pe genunchi, învață-ne să ne smerim mai mult și să te lăsăm pe Tine să faci lucrarea Ta. Vrem ca locurile acestea goale să fie pline, ca împreună să Te lăudăm pe Tine. Vrem, Doamne, ca să ne smerim mai mult și Tu, Doamne, să aduci, să adaugi în casa Ta pe cei care sunt rânduiți să ajungă aici. Tu să sfințești, să eliberezi, să curățești, pentru că este lucrarea Ta. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem acest lucru Domnului. În această dimineață să ne învețe să stăm mai mult în smerenie, în rugăciune și Duhul Său cel Sfânt să lucreze în biserica aceasta. Amin.